Membrii unui grup infracțional organizat din Petroșani au fost reținuți de polițiștii gorjeni. Cei 7 bărbați erau specializați în furturile din societăți comerciale. Aceștia au furat elemente de infrastructură feroviară, dar și piese din societăți comerciale în valoare de 2 miliarde de lei. Am zis că nu mi-o să zic nimic, că nu am furat. Bunurile sustrase proveneau de la societăți comerciale de pe raza județelor Gorj și Hunedoara, iar mai apoi au fost valorificate la diferite persoane fizice de pe raza județului Hunedoara. Bărbații au fost reținuți în urma 9 percheziții domiciliare efectuate în cursul zilei de luni. În urma celor 9 percheziții efectuate de polițiștii din cadrul Biroului de Transporturi Feroviare Gorj, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj 7 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, toți din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, complicitate la furt și tăinuire. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, complicitate la furt și tăinuire.